Fiecare zi de marți, când pică 13, aniversăm ziua informării preventive. Dar să știți că pompierii cred că putem preveni ghinionul, pentru că învățând reguli de comportament, putem ieși dintr-o situație de urgență care ne-ar putea pune viața în pericol. Astfel că astăzi vom prezenta câteva măsuri de acordare a primului ajutor, adică poziția laterală de siguranță, scoaterea unui bol alimentar, adică dacă cineva s-a anecat cu o bucată de pâine, cu o bucată din măr sau cu o gumă de mestecat, după care prezentăm masajul cardio respirator. Este important ca dumneavoastră, dacă faceți parte din această activitate, să acționați alături de noi. Fiecare care dorește poate să intervină pentru masajul cardio respirator, pentru așezarea unei victime în porția laterală de siguranță și pentru scoaterea unui bol alimentar. Așa că la început o să vă prezint toate metodele, după care dumneavoastră pe ateliere puteți încerca alături de colegii mei care sunt de la detașamentul de pompieri din Roman, dar și voluntari din cadrul programului Salvator din Pasiune. Mulțumesc frumos că ați venit, să știți că vom sta mai bine de o oră aici, la dispoziția dumneavoastră, să încercați, nu vă fie frică, nu vă fie rușine, suntem aici să învățăm împreună. Da? Deci să vă... Veniți mai aproape. Da? De ce este important să așezăm o victimă în poziția laterală de siguranță? Pentru a-i oferi o stare stabilă până la venirea echipajelor de intervenție profesioniste. Cel mai important în toată activitatea noastră este siguranța salvatorului. De aceea, dumneavoastră, dacă ați găsit o persoană căzută pe jos și credeți că are nevoie de îngrijiri medicale, întâi vă asigurați că este într-o stare în care necesită îngrijire medicală. Pentru că există posibilitatea ca tu să ajungi și să te... Bună ziua! Sunteți bine? Da. Hai, vă ajut eu să vă ridicați, da? Deci există și astfel de variante. După cum v-am spus, este importantă siguranța salvatorului. De aceea trebuie să identifici în ce zonă se află victima. Te asigur că victima nu a căzut de la înălțime. Pentru că dacă ea a căzut de la înălțime, nu ai voie să o miști până la venirea forțelor de intervenție, pentru că forțele profesioniste o vor ridica în alt mod. Te uiți dacă nu cumva a fost electrocutată. Pentru a nu deveni și tu victimă, cauți un element pentru a îndepărta firul de electricitate, să nu fii curentat. Sau poate ai găsit o leșinată. Ce faci? Prin stimul verbal sau tactil, da? Alo, domnul, mă auzi? Domnul, mă auzi? Asta este verbal, da? Tactil înseamnă că l-atingi. Alo, domnul, sunteți bine? Nu-mi răspunde. Înseamnă că persoana are o problemă. Începem metoda PAS. Privește, ascultă, simte, da? Privim dacă toracele se ridică, da? Adică vedem că respiră. Ascultăm respirația și simțim pe obraz la fel dacă respiră. Urmărim acest lucru aproximativ 10 secunde pentru a ne asigura că victima respiră, da? Pentru a simți, pentru că în momentul ăla vom avea o stare de disconfort. Vom avea adrenalina la maxim pentru că s-a întâmplat ceva și trebuie să gestionăm această situație. Am stabilit nivelul de conștiență al victimei. Este conștientă, dar nu respiră, dar este inconștientă. Da? Ce facem? O așezăm în poziția laterală de siguranță. Poziția laterală de siguranță este ca cea a unei persoane care doarme. De ce o așezăm în poziția laterală de siguranță? Pentru că victima ar putea să evacueze pomă. Și ca să nu se nece cu propria pomă, o așezăm în poziția laterală de siguranță. Mâna dinspre salvator, pentru că dumneavoastră veți deveni un salvator. O așezăm în unghi de 90 de grade. Mâna opusă salvatorului, o luăm și... Dar nu-mi dau mâna, nu mă ajută. Și cu dosul palmei, da? O așezăm
mâna se duce la loc și nu mai putem întoarce victima. Piciorul opus nouă îl luăm din zona genunchiului și îl ridicăm până ajungem cu talpa pe podea. După care, ușor, dar în același timp ferm, trageți victima către dumneavoastră. Piciorul îl așezați în fața celuilalt picior pentru a-i crea o stare de stabilitate și faceți extensia căilor respiratorii. Adică îi dați voie să respire mai bine. Între timp, dacă ați văzut pe cineva lângă dumneavoastră, rugați-l să apeleze numărul de urgență 112. Pentru că este important ca în același timp să solicitați și sprijin medical. Este important să solicităm sprijin de la o persoană din apropiere pentru a chema forțele de intervenție prin intermediul 112 sau, în cazul în care nu puteți, scoateți telefonul lângă dumneavoastră, îl puneți pe speaker și sunați la 112. Este foarte important că atunci când sunați la 112 să oferiți informații clare și concise. Dacă se poate să oferiți detalii despre locație printr-un punct de refer, este recomandat pentru ca forțele de intervenție să ajungă în cel mai scurt timp. V-aș mai aduce la cunoștință că din momentul în care faceți apelul, pompierii ies de pe poarta unității în maxim 2 minute. Pe timpul iernii au voie maxim 3 minute, pe timpul verii au voie la 2 minute. Deci, cum îi vedeți dumneavoastră, în 2 minute au ieșit de pe poarta unității. Și nu vă faceți griji, niciodată nu pleacă la intervenție fără echipamente specifice pentru a veni în ajutorul vostru. Dar aș mai vrea să vă mai aduc la cunoștință că nu avem încă puterea de a ne teleporta. Adică nu putem ajunge mai repede decât merge pe stradă mașina. De aceea, conștientizați-vă rog și atunci când vedeți o mașină de la poliție, salvare, pompieri, jandarmi și sunt cu semnale luminoase și acustice, oferiți-vă, îndepărtați-vă pe partea dreaptă și dați-le voie să meargă, să ajungă la intervenție cât mai repede. Nu știu că toată lumea ne grăbim, că suntem în epoca vitezei, dar să știți că ei se grăbesc mai tare. Puneți-vă dumneavoastră în locul persoanelor care au făcut apelul la 112 și o să vedeți. Și așa vi se pare că ajungem târziu. Noi n-ajungem târziu, ajungem exact cât de repede putem. Vă prezent următoarea metodă, care se numește metoda Heimlich, în urma căruia un copil și-a pierdut viața după ce s-a necat cu un bol alimentar pe timpul pauzei la școală. Pentru că nu acordăm foarte multă atenție la astfel de detalii, fetița a fost pusă pe un scaun și a așezat în prima ambulanță. Cât timp a stat pe scaun, fetița și-a plecat capul și nu a mai avut cum să mai respire, da? Este foarte important ca căile respiratorii să fie menținute tot timpul libere. De aceea, când vedem o persoană că s-a înnecat, încercăm să o încurajăm să tușească. Niciodată nu se întâmplă la o persoană care s-a înnecat cu un bol alimentar. Nu-i face bine. Urmează. Este foarte important să ne poziționăm în spatele victimei pentru a o susține, deoarece există posibilitatea ca victima să-și piardă cunoștința și să cadă. Așa că, colegul meu, este important, iar așezăm așa, un picior în spate, între cele două picioare ale victimei, da? Îl susținem cu o mână din față și încercăm după aia să-i aplicăm, începem să-i aplicăm manevrele interscapulare, adică dăm trei un ocaz, da? De ce îl ținem așa? Există posibilitatea ca persoana să cadă pe spate, iar eu, pentru că m-am poziționat în spatele lui, deși sunt femeie, oricine poate face acest lucru. De asta vă explic eu întâi. Ea poate să cadă pe spate. O iau, dar cum să-ți mai
există posibilitatea ca victima să devină inconștientă și o așezăm și începem masajul cardiorespirator. Cum a început colegul meu, trebuie să aplicăm cele 5 lovituri interscapulare. Ferme, da? Dar în același timp să nu facem rău la persoana respectivă. Bine, dar mai bine facem un pic rău și scoatem bolul alimentar decât să devină inconștient să-și piardă viața, da? Dacă vedem că victima nu și-a revenit, începem metoda Heimlich, adică scoaterea bolului alimentar prin cu ajutorul celor două mâini, da? Mâna predominantă se strânge într-un punct, da? Iar cealaltă o acoperă și ușor începem să scobim. Între punctul în care facem acest lucru este de la jumătatea, de la umbilic până la punta pieptului, la jumătate, pe acolo, da? Așa este bolul alimentar. Și din păcate există și varianta când victima nu răspunde și devine conștientă, adică intră în stop cardiorespirator. Se poate întâlni ca o persoană care este căzută jos să fie în stop cardiorespirator, iar dumneavoastră trebuie să acționați corespunzător. Așa că începeți manevrele de resuscitare după ce ați făcut din nou metoda PAS. Privește, ascultă, simte, da? În același timp, dacă sunt oameni în jurul nostru, solicităm sprijin la 112. Este foarte important, da? Dacă nu, încercați și scoateți telefonul și sunați dumneavoastră punându-l pe speaker. Operatorul de la 112 vă va sprijini cu informații utile despre cum să acționați și vă vor da indicații utile în acel moment, pentru că va interveni panica de cele mai multe ori. Este foarte important să dezbrăcăm victima, da? Ea va fi îmbrăcată și îndepărtăm hainele pentru a ajunge direct la piele. Măsurăm solicităm ajutor. Dacă este cineva lângă noi, vom solicita ajutor și vom susține capul. Vorbești mai tare. Vom face hiperextensia capului. Verificăm prin metoda PASS de eliberare creierilor la urine, dacă are ceva în jur. Eventual, ar fi bol alimentar, o dietă. Din consiliu scoate un cervețel. Ce avem? După care o să înceapă manevrul de resuscitare și masajul cardiac. După cum ați văzut, colegul meu a făcut o măsurătoare, care este de la de sub curca pieptului de acolo, da? Și de la locul mai care îl simțiți sub gât, da? Eu vă spun în termenii noastre ca să înțelegeți. Colegii mei vă traduc în limba și partea de jos. Medica. Jumătatea de jos. După ce ați măsurat jumătate, da? Este foarte important, după ce ați făcut măsurarea asta, îți menții degetul aici și duci podul palmei pentru a păstra jumătate, da? Mâna predominantă va fi mereu cea de jos. Deci nu este obligatoriu să faceți cu mâna dreaptă, puteți și face cu mâna stângă. Deci mâna predominantă, aia pe care o folosiți dumneavoastră în mod curent. Este foarte important să vă așezați lângă victimă, cât mai aproape, cu picioarele ușor depărtate, pentru a vă crea o stabilitate. De asemenea, este important să lucrați din corp, nu din mâini. Mâinile vor fi permanent drepte, da? Coatele nu se vor îndoi. Și vom face 30 de compresiuni.
mult, da? Până la 10 vom număra și 1, și 2, și 3, și 4, și 5. Pentru a menține același ritm, când vom număra 11, 12, 13, 14, da? Vom face insuflații. Aceste insuflații, în cazul dumneavoastră, nu sunt obligatorii. Nu sunteți acuzați dacă nu ați făcut insuflații, pentru că ați putea să deveniți victimă. Salvatorii au la ei materiale care îi ajută să acționeze pentru astfel de insuflații. Este important ca după aia să continuăm cu încă 30, până răspunde, da? Dacă dumneavoastră ați obosit, încercați să schimbați cu un alt coleg. Cetățean de lângă dumneavoastră. Important este să mențineți manevre. Dacă mai până ajunge dumneavoastră, mențineți aceste manevre, are șanse mult mai mari. Supraviețuire, personal și victima respectivă. Aș vrea să vă mai spun că nimeni nu vă va trage la răspundere dacă nu reușesc aceste manevre de resuscitare. Există o lege care se numește legea bunului samaritian și care vă absolvă de orice vină în cazul în care persoana nu a răspuns manevrelor. Este important să îndepărtați frica în aceste momente. Nu vă gândiți că se rup coastele. Nu se rup pe nicio coastă în momentul în care faceți aceste manevre, ci doar se au rupt câteva cartilagii care susțin coastele, da? Ele se regenerează, da? Se vor trata. Dar inima, dacă dumneavoastră nu încercați să o porniți, nu se mai tratează, da? Deci important este să acționăm, să nu rămânem indiferenți, pentru că puteți salva o viață cu mâinile dumneavoastră, până la sosirea forțelor de intervenție. Este foarte important să acționez, pentru că creierul, dacă rămâne neoxigenat mai mult de 5 minute, nu mai poate să devină o persoană cu toate funcțiile la parametrii de astăzi. Mai avem și alte cazuri vis-a-vis de scoaterea unui bol alimentar la un bebeluș. Am avut caz în Piatra Neamț, când un părinte a venit foarte agitat la poarta unității pentru că copilul lui s-a înecat și nu știe ce să facă. Nu este greu. Trebuie să încercați, cel mai important, să nu intrați în panică. Știu, este foarte ușor de spus, nu intra în panică. Dar vei avea putere pentru că tu vei salva viața copilului tău. Asta este cel mai important. Vede mai întâi dacă ai un ceamură și facem manevra simplu. Dacă se vede bolul alimentar, dacă nu se vede, da? Am rotit. La fel, 5 lucruri. Ați văzut, este foarte important, cum vă povesteam la omul adult, că îl susține, da? Cu ajutorul piciorului dumneavoastră, dar în același timp și cu mâna, așa se face și la bebeluș. Se menține capul, da? Cu două degete, astfel încât să nu-i acoperi căile respiratorii pentru a nu-i bloca respirația sau nu, a nu-i opri bolul alimentar dacă va ieși. Ce am văzut? Ce foarte important, dar aplicăm loviturile, tu așa, trebuie să fie nu foarte tare, nu trebuie să facem la copil, dar destul de forță, din rață, încât să poată să iasă bolul alimentar. Și în același timp când le facem, e indicat să-l ținem, țin înclinat în jos. Nu așa, nu așa sus, ține creat în jos. Și la fel, zona aceasta. Unde stăm? Oricum dumneavoastră veți avea simțul măsurii cu care veți aplica acele lovituri interscapulare, da? Iar masajul cardiorespirator, în cazul în care bebelușul nu a eliminat bolul alimentar și a intrat în stop cardiorespirator, este ușor asemănător cu metoda de respirator. Spuneți-ne, vă rog, ce se întâmplă astăzi aici în Roman Valley Center? Bună ziua! Bine v-am găsit și astăzi 13, când aniversăm ziua informării preventive.
Am găsit în Roman Value Center un partener pentru a promova măsurile de acordare a primului ajutor, dar și pentru o nouă campanie care dorește să învețe cetățenii cum să facă evacuarea în cazul producerii unei situații de urgență și să conștientizeze că într-un centru comercial sunt mai multe căi de evacuare, nu numai cea pe care au intrat. Deci, ca de fiecare dată, acțiunile noastre au un rol educativ. Da, astăzi este o activitate cu rol educativ și dorim să arătăm că Mars 13 nu înseamnă ghinion, ci putem preveni acest lucru prin activități de conștientizare și în același timp de învățare a cetățenilor cum să se comporte în astfel de situații de urgență. Ce exact punctual vom vedea astăzi? Astăzi vom arăta cetățenilor trei măsuri de acordare a primului ajutor. Poziția laterală de siguranță, metoda Heimlich, adică scoaterea unui bol alimentar, și masajul cardiorespirator. Și vom transmite cetățenilor că este foarte important să folosească numărul de urgență 112 doar în situații de urgență, pentru că jumătate din apelurile pe care le primim la 112 sunt false, iar cealaltă jumătate se împarte încă o dată în jumătate și o jumătate este de apeluri non-urgente, adică care nu prezintă o situație de urgență. Totul este, de fapt, o acțiune de conștientizare a importanței pe care o prezintă serviciul de dumneavoastră. Așa este și astăzi am venit alături de colegii de la detașamentul de pompieri din Roman și voluntari din cadrul programului Salvator din Pasiune. Cu această ocazie dorim să atragem noi voluntari în cadrul acestui program să acționeze asupra pericolor ce se pot produce în comunitatea din care facem parte, dar și să învețe cetățenii să se comporte, să aibă un caracter preventiv.